copii. Ce s-a întâmplat? De ce v-au murit 30 de copii? Care e de fapt povestea tragică din spatele acestor cifre care cred eu că ar trebui să trezească, pe oricine ar trebui să trezească, în special înțeleg la Ministerul Sănătății? Ce s-a întâmplat, domnule doctor? Noi spunem de ani de zile că situația copiilor este foarte gravă în România și trebuie să recunosc că noi nu prea am avut o înțelegere la nivel politic în referitor la lucrul acesta. Și a trebuit să monitorizăm informatic ceea ce se întâmplă cu acești copii. Și de un an și jumătate avem aplicații care monitorizează lucrul acesta și într-adevăr au murit 30 de copii pentru că stau pe listele de așteptare. Mai mult de atâta, sumele alocate pentru acțiune prioritare de la an la an scad și scad, deși memoriile sunt din ce în ce mai importante pentru lucrul acesta. Și lucrurile sunt foarte simple. Atenția pentru pediatrie în țara aceasta, din nefericire, nu are nicio legătură cu ceea ce înseamnă adulții. Asta este adevărul. Uitați-vă câte centre de traumă au copiii, niciunul. Uitați-vă câte centre de neurochirurgie dedicate, cu gărzi, cu medici care stau în spital să aștepte orice urgență, câte avem. Uitați ce procentaj de nou-născuți tratăm noi în România. Uitați-vă câți copii operăm pe cord dintre cei care sunt bolnavi în România. Astea sunt cifre care se rostogolesc de la an la an și pe nimeni nu doare, ca să știți. Iar anul acesta și mai trist, ok, înțelegem ce înseamnă pandemia, înțelegem cu toții ce înseamnă lucrul acesta, toți avem cunoscuți, toți avem prieteni, toți avem apropiați bolnavi, toți avem copii, avem etc., etc., trebuie să luăm măsuri serioase, însă aceste atitudini absolut discreționare sunt convins că ne vor costa pe termen lung. Spuneți că sunt atitudini discreționare, adică în momentul de față atenția este doar pe pacienții COVID, iar dumneavoastră nu aveți tratament pentru copii. În momentul în care un medic de talia dumneavoastră, un medic care conduce această secție de la Marie Curie, spune că au murit 30 de copii pentru că Ministerul Sănătății nu a răspuns memoriilor și telefonul pe care le-a dat, asta este ceva ce mă îngrozește. Îmi imaginez că dacă s-a întâmplat cu 30 de copii, 30 de copii, mi se pare dramatic. Deci nu v-au răspuns la lucrurile. De ce aveați dumneavoastră nevoie? De ce aveți nevoie și ei nu vă oferă, domnule doctor? Uitați ca să înțelegeți, de exemplu, a venit profesorul Tamam săptămâna trecută și a operat aici copii. Da? Unul dintre ei se cheamă corsând hipoplazic. Era foarte o problemă foarte gravă medicală, de fapt. Un singur ventricul, cam asta înseamnă, să înțelegem pe limba noastră așa mai simplă. Și în alte țări acești copii sunt avortați. Și copilul acesta a fost operat, au fost probleme serioase acolo și copilul a trebuit să iasă pe circulație extracorporeală. Vreți să vă spun că a ieșit tot ce înseamnă această circulație extracorporeală, s-a cumpărat pe caiet, pentru că nu avem bani să luăm. Adică, știți, cum adică s-au cumpărat pe caiet, domnule doctor? Uite, cam așa, în sensul că poate vă dăm noi bani când avem. Despre asta este vorba, este foarte simplu. Bun, dumneavoastră, dar în momentul de față... Nu se vede nicio... Mă iertați, e vorba de transparentizare, este vorba de a plăti ceea ce se face, este vorba de a-l plăti pe cel care face. Dumneavoastră, în momentul de față, sunteți încă în așteptare de la Ministerul Sănătății, sunteți încă în așteptare, adică mie mi se pare că după ce dumneavoastră, medicul Cătălin Cârstoveanu, spuneam la începutul emisiunii, nu e nevoie să subliniez asta, toată lumea știe ce fel de medic, ce fel de om sunteți. În momentul în care medicul Cârstoveanu spune au murit 30 de copii pentru că Ministerul Sănătății se uită în altă parte decât la copii, ceea ce ar trebui să fie o prioritate, în momentul ăsta, eu cred că ar fi trebuit să vă sune cel puțin Ministrul Sănătății și alte persoane din guvern care să vă ofere ceea ce dumneavoastră aveți nevoie. V-a sunat cineva după ce dumneavoastră a spus aceste lucruri astăzi? Evident că nu. Am vorbit cu doamna Amalia Șerban, i-am adus aminte de memoriu pe care l-am făcut și îmi pare foarte rău, dar de la an la an știți cum este, trece și emisiunea dumneavoastră și alta și... Uitați, eu vă promit ceva în seara asta, domnule doctor. Numărul celor care se uită la noi este cunoscut. Nu ne batem cu pumnii în piept pentru asta, dar ce vreau să spun este că numărul acesta de oameni
și probabil mulți alții care se vor alătura. În fiecare zi, până când se va rezolva acest lucru, noi vom vorbi despre asta. Astăzi vorbim despre acest lucru pentru că a spus-o dumneavoastră și n-am niciun fel de dubiu. Mâine vom vorbi din nou și poimâine vom vorbi din nou și răspămâine vom vorbi din nou și vom căuta părinții. Părinții acelor copii care au murit pentru că nu ni s-a dat tratamentul. Iar un om ca dumneavoastră le cere ajutor prin memorii, prin telefoane și nu răspunde nimeni. Îmi pare rău, dar cred că știm foarte bine cum se numește în momentul în care nu dai ce are nevoie un medic să salveze copiii. Și eu vă promit un lucru, această emisiune poate să treacă, dar mâine va fi și alta și sunt și buletine de știri și sunt și alte instituții media în trustul acesta care nu cred că vor trece ușor pe lângă ce spuneți dumneavoastră, dimpotrivă. Haideți să vă spun un mic secret. Vă rog. De un an de zile le explic celor în drept că noi ca medici facem greșeli atunci când scriem medicația. Și de aceea avem nevoie de o specialitate pe care statul român a creat-o, se cheamă farmacie clinică. De un an de zile îi rog frumos, dați-ne un farmacist clinician lângă noi care să verifice întotdeauna ceea ce scriem, pentru că sunt erori de medicație. România nu are erori de medicație pe nicăieri. În Statele Unite mor mii de oameni de erori de medicație, noi nu avem erori de medicație. Și facem un ping-pong al hârtiilor de un an de zile. Înțelegeți? Asta înseamnă de fapt ajutorul, când de fapt ar trebui să fie de acolo să vină impunerea, de acolo să vină dezvoltarea, de acolo să fim trași la răspundere. Înțelegeți care este situația de fapt? Este vorba de o atitudine, de un principiu, de indiferență de fapt. Domnule doctor, mâine, dacă veți avea mobilitatea, o echipă din partea postului nostru de televiziune se va deplasa la Marie Curie tocmai pentru a vedea mai multe, pentru a vedea acei copii care așteaptă, pentru a vedea familiile lor. Și poate îi vom căuta, începând de mâine, pe toți cei care sunt în această situație despre care dumneavoastră ne-ați vorbit, cărora le-au murit copiii. Și cred că e foarte important să ne luptăm cu COVID-ul, e foarte important să ne luptăm cu cancerul, de exemplu, înțeleg că sunt și aici niște probleme, e foarte important să ne luptăm cu tot felul de maladii și cu tot felul de probleme, pentru că fiecare viață contează. Dar ceea ce ați făcut dumneavoastră o viață întreagă să salvați copii, cred că nu este simplu pentru un medic ca dumneavoastră să vină și să spună: mi-au murit 30 de copii pentru că n-am avut ce-mi trebuie și nu-mi răspunde nimeni pentru asta. Ce este în sufletul unui medic ca dumneavoastră când spune, adică când realizează acest lucru și simte nevoia să spună? Ce simțiți în mod real? Păi știți ce am făcut în mod real? Am spus decât să așteptăm milă, așa pare la un moment dat. Hai că s-a făcut milă de tine uneia de acolo, știți? Îmi pare destul de ciudat lucrul acesta, când lucrurile ar trebui să fie altfel. Ne-am apucat să facem singur lucrurile, să rezolvăm singur problemele, dincolo de durerea problemelor în sine, personal, emoțional, îți vine să pleci acasă. Am plecat acum acasă, supărat, astăzi am avut 2 morți, asta este. Și ne-am apucat să construim singuri și poate ne-aș și ajutați. 8844, dacă scrieți bine, deja am strâns zilele trecute 600.000 de euro pe lângă alți 1 milion pe care îi avem acolo. O să construim.